Bună seara, stimați telespectatori, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Sunt Titi Sultan. De această dată, în plină campanie electorală, de fapt ne aflăm pe finish-ul campaniei electorale și în această seară am doi invitații special. Aș începe cu domnul Vasile Dâncu, care este președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat. Dânsul este bine cunoscut, cu o activitate politică impresionantă, deoarece în perioada 2000-2003 a fost ministru al comunicațiilor pe timpul guvernului Năstase, iar din 2003 până în 2004 a fost președintele Agenției de Strategii Guvernamentale, deoarece s-a reformat acest minister. Mai mult decât atât, în perioada 2015 până în ianuarie 2017 a fost ministru dezvoltării regionale și vicepremier în guvernul Cioloș. În contextul actual, domnul Vasile Dâncu candidează pentru un mandat de senator în cadrul circumscripției electorale Cluj, dar trebuie să mai spun că dânsul a mai deținut un mandat de senator în perioada 2004-2008, de asemenea din partea Partidului Social Democrat. De cealaltă parte, deși membru al Partidului Social Democrat cu state vechi, însă, din păcate, acum face parte din Partidul Ecologist Român. Este vorba de domnul Cătălin Rădulescu, bine cunoscut publicului telespectator și mass mediei, nu numai, pentru că dânsul a avut o activitate parlamentară impresionantă în mai multe comisii parlamentare, dar în momentul de față candidează din partea Partidului Ecologist Român pentru un mandat de deputat la circunscripția electorală Argeș, dânsul fiind și președintele organizației Partidului Ecologist Român din Argeș. Bună seara amândouă, multă sănătate și succes în cadrul alegerilor din data de 6 decembrie în acest an. Însă, ce vreau să vă mai spun, voi începe cu domnul Cătălin Rădulescu, pentru că încă n-am stabilit legătura cu domnul Vasile Dâncu. Și aș vrea să-l întreb cum se simte acum în noua postură de candidat din partea altui partid la Camera Deputaților, dânsul fiind până acum practic bine cunoscut dumneavoastră ca membru al Partidului Social Democrat încă din 1990. Bună seara, domnule Cătălin Rădulescu, vă ascult. A intervenit și domnul Dâncu. Bună seara și dumnealui, toate cele bune. Alo. Da, domnul Cătălin Rădulescu. Bună seara. Dacă m-ați auzit. Atunci încep cu domnul Vasile Dâncu. Domnule președinte. Bună seara. Bună seara și eu v-am făcut o scurtă prezentare, dar reiau și pentru dumneavoastră și pentru telespectatori. În mandatul 2004-2008 ați fost senator în Parlamentul României. În 2000-2003 ați fost ministru comunicațiilor. În 2003 până în 2004, respectiv 28 decembrie, dacă nu mă înșel, ați fost președintele Asociației de Strategii Guvernamentale în urma faptului că Ministerul Comunicațiilor a fost reformat, iar în perioada 2015-2017, 5 ianuarie 2017, ați deținut funcția de ministru al dezvoltării și vicepremier în guvernul Cioloș. Bună seara, da, m-auziți? Bună seara, vă aud. Da. Am auzit de prima dată, e destul de exactă și prea lungă. M-am săturat eu însumi de viața mea politică, așa încât prefer să vorbim de ce facem acum. Exact. Pentru că vreau să vă spun ceva și nu e opinia mea. În momentul de față, știți foarte bine că în ceea ce privește topul încrederii în instituțiile fundamentale ale statului român, pe primul loc în topul neîncrederii se situează Parlamentul României. De ce? Pentru că în îndeplinirea celor 5 funcții extrem de importante ale Parlamentului României, dumneavoastră le știți foarte bine, fiind profesor universitar, fiind specializat în sociologie, fiind o capacitate deosebită în domeniul politic și nu numai, funcția legislativă, știți bine că este cea mai importantă funcție a Parlamentului, Parlamentul fiind organ reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, însă
Dacă vorbim de celelalte funcții, funcția de alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale, funcția de stabilire a direcțiilor principale activității sociale, economice, culturale, statale și juridice, funcția de control parlamentar, funcția de conducere în politica externă, funcția privind organizarea internă și funcționarea sa, din păcate, în ultimii ani, Parlamentul și-a pierdut foarte, foarte mult din ceea ce înseamnă îndeplinirea acestor funcții. În special, mă refer la funcția de control parlamentar, funcția de conducere în politica externă, iar în cadrul funcției de alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale, știți foarte bine că, din păcate, în ultimii ani, la aceste funcții de președinte, vicepreședinte al unei instituții foarte importante, care intră în atributul Parlamentului de a numi în plen aceste persoane, au fost obiectul unor blaturi politice, mă refer în special la președintele Consiliului Legislativ, președintele ASF, președintele Curții de Conturi, președintele ANRE, avocatul poporului și așa mai departe. Sunt instituții fundamentale plătite din bani publici cu sume impresionante și populația statului român, sau mai clar, cetățenii cu drept de vot, se așteaptă ca aceste funcții să fie ocupate pe bază de competență. Întrebarea mea este către dumneavoastră și domnul Cătălin Rădulescu. Vedeți că în viitorul Parlament sunt perspective ca aceste funcții să poată fi îndeplinite la cerința pe care o impun alegătorii prin dreptul de vot pe care îl vor da în data de 6 decembrie? Salut și pe Cătălin, mă bucur să fim în dialog, chiar dacă nu suntem în același loc și cred că vom avea o discuție interesantă. Sunt multe lucruri aici, cu siguranță și Cătălin va vorbi despre o parte din aspecte. Eu vreau să spun însă câteva lucruri care să explice într-un fel și după aceea vă răspund și la întrebarea dumneavoastră care ține de prospecție, de ce se va întâmpla în viitor. În primul rând, Parlamentul în ultima vreme a devenit un fel de victimă a bătăliei dintre palate. Victimă în bătălia dintre Palatul Cotroceni, Palatul Victoria. Auzim acum pe președintele României spunând un lucru halucinant. Acela că Parlamentul nu este legitim în acest moment. Parlamentul este singura instituție cu adevărat legitimă. Și este baza democrației, așa cum spuneați dumneavoastră înainte. Are atâtea funcții importante fără de care nu ne putem imagina democrația. Deci, Parlamentul în ultima vreme a fost tratat în competiția dintre puteri, a fost tratat într-un mod nedemocratic, autoritar și, până la urmă, nedemn pentru asta. Acum, asta este partea, să spunem, care se vede a bătăliei politice. Vedem că și acum președintele României și premierul vor un parlament decorativ, pentru că se încurcă în parlament. Păi, parlamentul tocmai asta trebuie să facă, să cenzureze abuzurile puterii, pentru că parlamentul este singurul legitim să facă asta. El este numele nostru, guvernul, până la urmă, și președintele. Și președintele este validat tot de parlament în funcțiile lui. Deci ar trebui să ne uităm mai cu atenție și cei care în acest moment au derive autoritariene ar trebui să fie atenți că fac un lucru total antidemocrat. Acum, în partea a doua a întrebării dumneavoastră și a explicației, vine altceva. Vine modul cum s-au ocupat partidele. Ce au făcut partidele pentru ca să avem un parlament de calitate? Aici este o altă discuție. Asta, aici ține discuția până la urmă de modul în care partidele noastre respectă democrația și respectă modernizarea și modernitatea lor. Din păcate, în mare măsură, în ultima vreme, mai ales eu am făcut evaluări ale Parlamentului încă din 2004-2008, am studiat eficiența parlamentară, calitatea lor, calitatea declarațiilor politice, a inițiativelor legislative, tipul de activitate. Pe măsură ce ne-am apropiat, să spunem, de timpurile noastre, pe măsură ce ne-am îndepărtat de 1990, calitatea Parlamentului, din păcate, a scăzut.
chiar dacă de multe ori și Partidul Social Democrat, prima dată în vremea lui Adrian Năstase, și-a propus să întinerească Parlamentul. La un moment dat am adus, oarecum forțat, mai mulți tineri în Parlament, dar asta nu a creat o calitate în plus când ne-am uitat după aceea la ce rezultate erau. Pentru că și toate partidele în ultimii ani nu au mers pe ideea de calitate și expertiză a celor care ajung în Parlament. Am încercat acum să fac o strategie pe care am aprobat-o în Consiliul Național și care ținea de modalități în care am putea să evaluăm aceste lucruri, criterii, principii, dar până la urmă totul ține și de organizațiile județene, de organizațiile locale, contează în ce măsură oamenii vor cu adevărat să aibă specialiști în Parlament. În general, derivele autoritariste din partide, și aici e vorba de toate partidele, au făcut ca în ultimii ani să avem de foarte multe ori mulți pierzi politici. Mai degrabă, Parlamentul să devină tot un fel de sinecură pentru unii membri importanți din partide sau pentru oamenilor sau pentru cei din familii. Adică nu am avut o calitate extraordinară a membrilor, cei care ajung în Parlament. Selecția asta însă trebuie făcută din partide. Trebuie să avem, și eu am încercat să fac, de exemplu, acum o să lansăm după alegeri un ghid al carierei politice. Pentru că ce s-a întâmplat până acum în majoritatea partidelor? În urmă, dacă îi placi președintelui de partid, șefului, sau nu îi placi, te poți trezi că ești dat afară sau că nu ești pe liste. Ori nu este normal. Ar trebui ca să avem criterii clare pentru carieră politică. Sigur că din când în când trebuie să mai aducem oameni, nu în Parlament, dar există oameni care în Parlamentul Britanic sau în Congresul American sunt de zeci de ani. Oameni care sunt cunoscuți și care, pentru care ai o garanție că au o carieră care nu le permite să facă orice, să voteze oricum, să migreze politic, cum se întâmplă la noi. De exemplu, vrea un mare personaj sau vrea sistemul să dea jos guvernul, imediat găsește două, trei partidulețe, câțiva parlamentari, cum s-a întâmplat și ultima dată când guvernul Dăncilă a fost schimbat. Și guvernul este schimbat printr-o manufactură politică, nu prin ceea ce ar trebui să fie. Și ultima, sigur, aspect pe care l-ați criticat și care este just, este cel al, oarecum, al sinecurilor. Sigur că în toate parlamentele există cutume și legi și regulamente. Regulile și regulamentele arată bine de regulă. Sunt scrise de juriști, arată bine. Când este vorba de cutume, oamenii se sprijină unii pe alții, partidele fac înțelegeri și atunci nu totdeauna avem cei mai buni oameni care se reprezinte în agenții sau în alte locuri unde, dar unde, mă rog, ar trebui să fie servit interesul național. Da. Cred că viitor, o să răspund direct la asta și să las cred că viitor nu se va schimba totul radical și dintr-o dată. Ar trebui să există nu numai voința unui singur partid, ci voința mai multor partide ca să găsim criterii pe care să le respectăm cu toții dacă ne dorim cu adevărat un alt fel de stat. Pentru că până la urmă Parlamentul face parte din statul român și statul nostru este în momentul acesta destul de ineficient. Parlamentul, cel puțin, aduce o importantă funcție pentru a statului român, cea de legiferare și de, mă rog, sunt celelalte care le-ați spus foarte bine, de control și alte lucruri. Dar funcția de legiferare este cel mai important. Un stat se conduce după legi, după reguli. Ori nu cred că vom avea un consens de genul acesta ca în viitor să avem un parlament total diferit de ceea ce s-a întâmplat până acum. Ar fi bine să putem să punem o bază, să zicem, începem, facem un T0 începând din parlamentul viitor și în o legislatură sau două, începe să avem un parlament de o calitate mai bună. Depinde cine vor fi cei care vor intra în parlament și cine vor fi șefii partidelor care vor conduce pe aceștia. Da. Eu îmi cer scuze față de domnul Rădulescu pentru că imediat o să-i dau și dânsului cuvântul, pentru că dumneavoastră am înțeles că în partea a doua nu mai puteți să rămâneți. În primul rând am omis și îmi cer scuze să vă urez la mulți ani pentru data de 25 noiembrie. Mulțumesc. Și succes în data de 6 decembrie, dar
Ar mai fi totuși o întrebare foarte importantă la care mi-aș dori atât eu cât și telespectatorii să-mi răspundeți. Știți foarte bine că suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Cum puteți dumneavoastră, numai studiilor pe care le-ați făcut, să evaluați acest absenteism fantastic de la vot, lipsa de încredere în clasa politică, și aici nu mă refer numai la anul 2016, și chiar și acum în condiții de pandemie, gândiți-vă că va fi destul de greu, pentru că numărul cazurilor de COVID-19 crește pe zi ce trece, avem aproape 1200 de persoane la terapie intensivă, decese din ce în ce mai multe. Mai mult decât atât, președintele României iese aproape zilnic în declarații de presă și critică vehement PSD-ul, vrând practic să dețină în mâinile sale cele trei puteri, ceea ce contravine principiului separației și echilibrului puterilor în stat. Și de aceea am permis să vă întreb, cum credeți că Partidul Social Democrat va reuși, după aceste alegeri din data de 6 decembrie, să poată opri această discrepanță, această disfuncționalitate a instituțiilor statului în condițiile în care totul va fi în mâna PNL-USR? S-au mai văzut derive democratice. Ne aducem aminte, cei care suntem mai un pic mai maturi, și de Convenția Democrată și de CDR-ul vestit, care a venit cu 25.000 de specialiști și la un moment dat n-a fost niciunul, și care au început cu arestări, cu chestiuni pe la televizor, se vedea. În acest moment suntem într-o derivă din perspectivă democratică. Vorbeați despre încredere. Astăzi, în statul român există oameni care, foarte mulți, care nu au încredere, ceea ce este foarte periculos, este un atac la adresa securității naționale până la urmă. Sunt 30% dintre oameni care spun că au încredere în statul român pentru viitor. În partidele politice doar vreo 7-8 până la 10%. De asemenea, în justiție, sunt peste 50% dintre oameni care spun că unui om care nu are bani nu îi se face justiție cu adevărat, pentru că nu se face dreptate în România. Când îl vezi și pe președintele României că vrea să continuă să preia toată puterea în mâinile unei instituții care nu are niciun fel de expertiză până la urmă, nu are niciun fel de definiție constituțională pentru execuție, atunci oamenii sigur că încep să se împartă în două și încep să creez două Românii. Una a celor care sunt conform, se sperie și intră până la urmă în această turmă de oi, să zicem, și una oamenilor care se revoltă și care nu mai au încredere în nimic. Unii pleacă în străinătate, deci unii se bejenesc, cum spuneam noi la Ardeal, și dispar din România, specialiști, cum sunt medici, profesori sau alții. Deci există o mare problemă din perspectiva asta. Lucrurile se pot rezolva în felul următor. Sper că oamenii, cu toate că vor fi mai puțin la vot în condițiile acestea vitrege, parcă puse intenționat ca oamenii să nu se poată informa, să le fie frică să meargă la vot, să fie o prezență mică la vot. Sperăm că oamenii, și vedem în sondaje, oamenii au început să înțeleagă că în acest moment este nevoie de echilibru. Și sperăm că atât Partidul Social Democrat, cât și partidele mai mici, cele care vin din urmă și care nu sunt cu puterea, vor reuși să obțină un scor foarte bun și vom reuși să facem până la urmă în Parlament o puternică coaliție care să poată să pună un balans, să pună echilibru. Există și posibilitatea ca PSD-ul să câștige alegerile și atunci poate găsi, în funcție de rezultatul Partidului Național Liberal, poate găsi în celelalte partide din spectrul politic să facă un bloc. Eu am gândit, când am venit la partid, am acceptat să vin la partid, din păcate nu mi-a reușit asta, pentru că am avut oameni în partid care n-au înțeles nici în partidul nostru, dar nici la alte partide. Am vrut să facem un bloc de stânga puternic în care să avem Partidul Social Democrat, Partidul Ecologist, Partidul Verde,
partidului Victor Ponta, dacă se integra în acest proiect și rămânea de stânga, nu se mișca între putere și opoziție și nu-și mișca oamenii în tot felul de coaliții. Deci gândisem o idee a unei platforme de stânga, unui bloc de stânga care să poată rezista acestei cavalcade care vine dreapta spre noi. Mai este un lucru, cu siguranță că ceea ce spuneați dumneavoastră înainte, această prezență mai mică pe care ne arată sondajele va dezavantaja partidele mai mici. Partidele mari se descurcă până la urmă cu asta, dar partidele mici, care sunt cele care aduc un suflu proaspăt democrației, eu sunt pentru a reduce, și o să propun asta, este unul din proiectele mele politice, este să reduc în pragul electoral la 3% sau chiar mai jos, pentru că mi se pare normal că, ca suflul nou care vine din afară să schimbe politica. Dar nu o să se schimbe politica dacă doar 2-3 partide mari se schimbă între ele la putere. Aceste vor găsi întotdeauna o legătură și vor face diverse conivențe. Dar eu sper că și mai am o speranță dincolo de ceea ce spuneam, că vom obține un rezultat foarte bun la alegeri și vom putea poate chiar să facem guvernul, dar dacă nu să avem o poziție puternică. Oricum, eu construiesc o platformă ideologică care să permită tuturor partidelor, celor care vin și se opun dreptei, să putem să funcționăm în viitor, dincolo de lucrurile care poate de-a lungul timpului le-au separat. Dar mai este un lucru. Dreapta, care se numește Dreapta Unită în acest moment, nu are cum să coabiteze, chiar dacă stă președintele Iohannis deasupra cu Ciocanu și le spune acum vă uniți, acum vă dezuniți, vedem o bătălie fantastică la București între USR Plus și Partidul Național Liberal. Va fi un spectacol, aș spune așa, dar nu este bine pentru că este pe spatele românilor. Aș spune apoteotic. Că va fi un spectacol de care o să ne râdem vreo 6 luni dacă devine o coaliție de dreapta la putere, dar costurile pentru România vor fi foarte mari, așa că nu-mi permit să râd de chestiunea asta. Sper să putem face o coaliție dacă oamenii vor vota și vor înțelege, și am văzut că unii spun că vor să meargă la vot, este un fel de vot de pedepsire, și văd că în sondaje apar partide noi, apar partide care erau înainte cu 0,1%, care încep să aibă procente care se apropie de 5%. Și asta pentru mine este o speranță, pentru că mă gândesc că partidele care se nasc în această perioadă și care vor crește pot să fie niște parteneri pentru un partid social-democrat deschis la aceste lucruri. Da, mulțumesc pentru precizări. Domnul Cătălin Rădulescu, de 30 de ani membru PSD, practic sunteți identificat cu Partidul Social Democrat. Cum vă simțiți acum în noua postură de membru PER și candidat din partea acestui partid în Argeș? Bună seara, aș vrea să salut pe domnul profesor. Îmi displace faptul că vreau să intru în polemică cu dânsul, mai ales că eu îl apreciez foarte tare și cred că a intrat într-o echipă greșită, sau sper, pe de altă parte, ca la un moment dat să elimine toate rebuturile astea care conduc PSD-ul și să formeze, într-adevăr, un partid social-democrat, așa cum a amintit un profesor, cum era pe vremuri. Eu am făcut parte din primul Parlament al României în anii 90-92, sigur că era o elită a clasei politice, am făcut parte ulterior și în echipa lui Adrian Stase ca și profesorul Dâncu și erau cu totul și cu totul alți oameni. Și sigur că ceea ce spune domnul profesor ca teorie este o teorie idealistă, interesantă, pe care mulți dintre noi care acum nu mai suntem în Partidul Social Democrat am criticat-o, domnul profesor nefiind lângă noi, am criticat-o în acești ani de zile, sau cel puțin în ultimii 3-4 ani de zile, și mă refer la faptul că criteriile conducerii PSD-ului în acești ani de zile, că asta trebuie să audă România adevărul, au fost bazate numai pe nemeritocrație, nu pe meritocrație, numai pe chestii de rubedenii. Să vă dau câteva exemple. Adică maestru Ciolacu, care conduce Partidul Social Democrat, îl punea ministrul culturii pe finul lui. Sau Paul Stănescu, care ajunsese ministrul dezvoltării, îl punea pe fratii său președintele Comisiei de Agricultură. Cam asta era în Partidul Social Democrat. Eu, ca și Șerban Nicolae, am criticat de multe ori
aceste lucruri. Sigur, asumându-ne faptul că la un moment dat chiar o să fim eliminați din Partidul Social Democrat, pentru că devenise ridicol la un moment dat sau ți-era rușine să mergi să explici anumitor oameni de ce anumite organizații județene pun nulități în ministere, oameni care nu aveau nicio treabă cu ministerul respectiv, da? E ca și cum ai pune un medic ministrul tineretului și sportului și un sportiv l-ai pune ministrul sănătății. E, cam asta se întâmpla în Partidul Social Democrat. Ceea ce își dorește domnul profesor, sigur că este o chestie spre normalitate pe care ne-am dorit-o și noi când am fost în PSD. Numai că cu echipa cu care noi am conviețuit și unde dacă tu aveai opinii diferite sau te opuneai anumitor măsuri care nu aveau nicio treabă nici cu democrația, și o să vă amintesc două momente importante care ne-au făcut la un moment dat să și plecăm, că au fost unii eliminați de ei, că unii au plecat de bunăvoie, asta este o altă chestiune, însă eu cred că au plecat oameni buni din Partidul Social Democrat, au plecat profesori universitari, au plecat avocați, oameni de afaceri, medici, care n-au avut decât un singur scop în sine în Partidul Social Democrat, să nu fie corupți, să-și facă treaba și să vină cu o plus valoare în Partidul Social Democrat în Parlamentul României. Din păcate, așa cum vă spuneam, când în momentul în care deveneai o persoană care te opunea în Da, s-a întrerupt legătura. Domnul profesor Dâncu, mai sunteți pe fir? Da, sigur. Da. Cum comentați ceea ce a spus domnul Cătălin Rădulescu? Și acum v-aș mai întreba și un lucru. Totuși, să nu uităm că Partidul Social Democrat a pierdut foarte mult din credibilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, în acest mandat parlamentar 2016-2020, când a introdus moțiune de cenzură împotriva propriului guvern și mai mult decât atât au mai fost schimbați încă alți doi prim-ministri care n-au răspuns comenzii liderului de partid. Cam asta se spunea. Însă mai este un aspect la care dumneavoastră aș vrea totuși să ne răspundeți. Vă gândiți ca în următoarea legislatură, pentru că titlul este reformarea Parlamentului, vă gândiți ca atât timp cât în momentul de față, de fapt de 30 de ani încoace, parlamentarii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Promisiunile făcute în timpul campaniei electorale sunt făcute în așa fel încât în acest moment ele nu mai au credibilitate în fața electoratului, din moment ce ei nu pot fi trași la răspundere pentru ceea ce nu fac. Adică pentru ceea ce au promis și nu au făcut. Pentru că mandatul este reprezentativ, deputații și senatorii sunt un serviciu poporului și orice mandat imperativ știți bine că este nul. Singura sancțiune față de parlamentari este sancțiunea nealegerii la următorul ciclu electoral. Vă gândiți cumva, în urma analizelor pe care dumneavoastră le-ați făcut, mai ales că sunteți un mare specialist în sociologie, în ideologii politice, să schimbați cumva această paradigmă a răspunderii parlamentarilor încât să existe nu numai competența Curții Constituționale, care din 2003 știți bine că s-a schimbat în sensul că deciziile Curții au devenit obligatorii și au putere numai pentru viitor. Până în 2003 știți bine că atunci când Curtea Constituțională constata că un articol din lege sau o lege în ansamblul ei este neconstituțională și o trimitea la Parlament pentru reexaminare, dacă Parlamentul o vota în aceeași formă, atunci trecea peste competența Curții Constituționale, în sensul că Parlament egal popor și în mod evident se considera că asta a fost decizia reprezentanților aleși ai poporului român. Care este opinia dumneavoastră? Să vă răspund la prima parte a întrebării. Cătălin are dreptate în mare măsură. Perioada... Am trecut printr-o experiență asemănătoare cu a lui. În 2008 am plecat din partid, adică mi-am dat demisia din funcția de membru de partid și toate funcțiile, eram vicepreședinte, pe un principiu tot din acesta legat de opțiune, de opinie, de părerile mele despre politică, care nu mai erau conforme cu o nouă echipă, o nouă gașcă care venise la partid în acel moment, alături de Mircea Joan. Am revenit după 12 ani, tocmai în urma dezastrului din ultimii ani. Și îmi pare rău că în ultima perioadă s-a
și Cătălin și alți doi sau trei prieteni de-ai mei au intrat în conflict cu partidul și au plecat din partid. Dar cred că lucrurile nu sunt definitive și cred că în viitor ne putem reîntâlni atunci când vom reuși să facem un partid mult mai deschis și un partid care să poată să accepte și mai bine diferențele și tot ceea ce înseamnă diversitatea politică și ideologică. Când este vorba de responsabilitatea parlamentară, sunt câteva lucruri care cred că trebuie să ținem cont de ele și care înseamnă nevoia unei noi arhitecturi a statului și o nouă arhitectură constituțională. Cred că, în primul rând, ceea ce am început noi cu USL-ul când în 2014, când ar fi trebuit să se schimbe două lucruri importante, odată Constituția României și apoi să se facem o strategie de descentralizare, va trebui făcută până la urmă. Pentru că, în primul rând, va trebui să hotărâm ce tip de republică avem. Vrem o republică semiprezidențială în care președintele e jucător și se comportă ca într-una prezidențială sau una parlamentară sau o republică prezidențială în care îi dăm președintelui exact rolul pe care l-are fiind cel mai ales om din România. Asta este o întrebare și ar trebui o discuție foarte lungă în România, dar va trebui să ne gândim. În al doilea rând, sunt câteva aspecte care țin de responsabilitatea parlamentară. Eu nu sunt în corul celor care spun că, și sunt foarte mulți populiști, care spun că trebuie să renunțăm la imunitatea parlamentarilor. Imunitatea are un scop foarte bine definit. În condițiile în care avem derive, cum s-a întâmplat și la noi într-o perioadă politică, cea în care președintele Băsescu și DNA-ul au orchestrat campanii câteodată politice, este nevoie să-i protejăm pe parlamentari atunci când este vorba de opiniile lor, când este vorba de a-și manifesta liber o concepție, mai ales când trebuie să critique puterea. Acesta este un lucru important. În al doilea rând, un lucru de care noi nu ținem cont în România și care mi se pare că este fundamental, sunt multe țări unde există, parlamentarii ar trebui să aibă posibilitatea inclusiv de a face angajamente bugetare, să aibă capacitatea de a veni cu proiecte care să fie finanțabile. Închipuiți-vă de următorul lucru. Un parlamentar la el în colegiu se duce și le promite oamenilor acum în campanie niște proiecte pentru județul lor. Sunt țări unde parlamentarii au un anumit buget, este o limită de buget, pentru care ei își pot pune acolo priorități și proiecte de dezvoltare, pentru că altfel, dacă n-ai nicio putere, n-are rost să te duci să mai promiți. În al doilea rând, ce se întâmplă aici? Neavând o lege a lobby-ului, parlamentarii de foarte mult vedeți că sunt duși în atrași în scandalul de corupție pentru că s-au întâlnit cu niște oameni de afaceri cu asociații că au promovat niște interese. Păi tocmai asta este definiția unui parlamentar, să promoveze interese din colegiul lui la nivel național, legislativ sau așa mai departe. Deci aici trebuie să ne gândim la acest aspect care este foarte important. Ce putere îi dăm parlamentarului? Pentru că dacă nu îi dăm parlamentarului nicio putere, să nu ne așteptăm să facă el niște lucruri senzaționale în acest moment. Dacă vrem mereu să le tăiem pensiile speciale, nu au nicio putere. Vrem ca parlamentarii să fie doar niște paiațe acolo și să vorbească numai de la tribună? Parlamentarul trebuie să aibă forță, să aibă posibilitatea de a face angajamente bugetare și de a fi protejat în ceea ce face, pentru că este cel mai important politician din sistemul democrației. Eu așa cred. Nu trebuie să ne uităm aici că avem și parlamentar slab. Asta este treaba partidelor. Dar parlamentarul, rolul de parlamentar trebuie respectat în România foarte, foarte bine și eu cred că asta face parte dintr-o reformă importantă a democrației și a arhitecturii Parlamentului în viitor. Sigur că când este vorba de partide, eu am creat chiar și o grilă destul de importantă, care a fost apreciată și este o grilă cantitativ-calitativă, destul de precisă pentru evaluarea
activității parlamentarilor. Deci parlamentarii din viitorul grup din Senat și Camera Deputaților, cel puțin din partea PSD-ului, vor avea o cuantificare foarte exactă de la ieșirile în zona publică, la tipul de mesaje pe care le-au susținut, dacă au avut convingere de stânga sau nu, dacă au baleat dintr-o parte în alta, ce au făcut în afară de asta, modul în care și-au deplinit anumite misiuni în colegiul lor. Deci toate acestea vor fi evaluate și în mod normal cei care nu vor face performanță, cu siguranță că vor ieși pentru viitoarea nominalizare. Deocamdată nu ai ce să faci și sigur că nu poți să întrerupi mandatul unui parlamentar, este constituțional asta, dar poți sigur și prin monitorizare să-l aduci la o anumită, la un anumit nivel, la un anumit nivel de activitate sau un anumit nivel de participare. Da, eu nu am comentat sub nicio formă faptul că imunitatea parlamentară n-ar trebui să existe. Ba da, este practic imunitatea, sunt niște norme derogatorii de la dreptul comun prin care parlamentarul, exact cum a spus și dumneavoastră, este ferit de anumite abuzuri ale unor, unor autorități care îl fac să nu-și ducă la îndeplinire principalul mandat, acela de a adopta acte normative, de a fi prezent în sala de plen atunci când se dezbat anumite proiecte importante. Problema era cu răspunderea vis-a-vis de promisiunile pe care le face în timpul mandatului. A avea un buget și a răspunde în fața electoratului ar presupune un contract de mandat, ceea ce nu ar fi normal, acela corespunde dreptului public și dreptului privat, adică dreptului civil. Aici noi vorbim despre un mandat de drept public. Vă gândiți totuși ca să modificați regulamentele camerelor sau statutul deputaților și senatorilor, legea 96 pe 2006, pentru că acestea le conferă parlamentarilor, evident și familiilor acestora, anumite privilegii, deci nu mă refer la imunitatea parlamentară, normal să existe, majoritatea statelor membre al Uniunii Europene, de fapt toate, au incluse în Constituție această dispoziție a imunității parlamentare, ca și în statutul deputaților și senatorilor. Problema este legată, efectiv, de promisiunile făcute în cadrul campaniilor electorale și ulterior neduse la îndeplinire. Exact cum a spus dumneavoastră, că în cadrul circumscripțiilor ei promit, de fapt acum s-au mai limitat și aceste promisiuni, pentru că lumea nu mai are încredere în ceea ce fac cei care participă la competiția electorală, însă eu vorbeam de perspectiva modalității de găsire a unei variante prin care parlamentarul să poată fi tras cumva la răspundere de electorat. Imunitatea parlamentară, însă vreau să spun un lucru, ea este imperativă și de ordine publică, nu se poate renunța la ea. Începe odată cu depunerea jurământului, de fapt atunci începe mandatul și se termină în momentul în care ți-a încheiat mandatul de parlamentar. Asta este realitatea constituțională și ce a prevăzut în legea 96 pe 2006. Însă eu vorbesc ca perspectivă, domnule profesor. Vă gândiți cumva la o altă modalitate? E foarte bine, cum a spus dumneavoastră, că atunci când parlamentarii efectuează în cadrul funcțiilor parlamentare, în cadrul, eu știu, acelor aspirații pe care le au în virtutea statutului, pentru că ei trebuie să respecte anumite principii, principiul transparenței, principiul bunei credințe, principiul interesului național. Ei, acestea sunt trecute în legea 96 pe 2006. Principiul transparenței, însă, din punct de vedere practic, nu se expune, pentru că atunci când interesul partidului este de a nu vota un anumit act normativ și totuși ai din punctul tău de vedere ca parlamentar potrivit liberei conștiințe o altă opinie și încerci să-ți exprimi, poți fi nu neapărat poți fi să nu mai sprijinul acelui partid din care faci parte. Au fost astfel de cazuri în Parlamentul României. Aici mă gândesc la o reformulare a acestei idei. Ce părere aveți? Eu nu știu dacă prin regulamentul Camerei și a Senatului se pot face aceste lucruri. Ce poți să faci este în interiorul partidului, dacă partidul este cu adevărat responsabil și își dorește să evalueze cu adevărat activitatea, atunci
poate să facă asta ca un parlamentar să nu mai fie pe liste. Asta poate să facă. Sau să nu-i mai acorde sprijinul. Acest lucru se poate face. Și vă spuneam că eu am construit chiar și o bilă destul de interesantă pe vreo 5 tipuri de criterii destul de mari de evaluare a unei activități parlamentare, în care și prezența mediatică este un indicator foarte important, pentru că parlamentarii sunt oameni politici care, dincolo de faptul că fac legi și reprezintă, trebuie să facă și alte lucruri care sunt foarte importante. Unele dintre ele sunt tocmai cele legate de apărarea unor interese civice, de a sprijini dezvoltarea, până la urmă, a diversității și în spațiul politic. Deci sunt posibilități și eu am prevăzut deja în regulamentul Consiliului Național, inclusiv o echipă de evaluare, încercăm să, ca în viitor să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat până acum și în ultimii ani în Partidul Social Democrat. Din păcate, asta a fost un contracte individuale cu liderul, un fel de reciprocitate din asta. Am fabricat miniștri, 100 de miniștri în 3 ani de zile, în care fiecare județ primea ceva, trebuia să sprijine liderul și așa mai departe. Deci lucrurile astea nu se vor mai întâmpla, cel puțin asta este visul meu, sau cum ar spune Cătălin, cum zicea Cătălin înainte, idealul meu în acest moment. Tocmai ideea, de ce ați răsplătit sprijinul domnului Cătălin Rădulescu? Pentru că el a dovedit în cei 30 de ani fidelitate față de Partidul Social Democrat. El a spus la un moment dat, pentru democrație ar fi în stare să facă orice. În sens metaforic a spus că, domne, a reușit și cu arma în mână. În niciun caz nu a instigat, că eu am avut o emisiune cât dânsul pe această temă. Libertatea de exprimare nu presupune defăimarea țării, a națiunii, îndemnul la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la separatism teritorial, ceea ce dânsul, mod evident, atunci nu a făcut. Cu toate acestea, disciplina de partid i-a impus anumite restricții. Acum, eu nu am fost... Nu eu l-am... Sigur, nu dumneavoastră, știu. Pentru că eu sunt prieten cu Cătălin și eu am înțeles mult mai bine decât alții lupta lui. La un moment dat, însă, a intrat în conflict cu conducerea partidului și probabil că acest lucru se întâmplă și în alte partide. Cred că și el a cedat aici și a, mă rog, în sensul că n-a mai putut să suporte nicio formă de cenzură și s-a produs această ruptură. Mie îmi pare rău că s-a produs această ruptură, pentru că atât el cât și un alt prieten de-al meu, coleg în Parlamentul European, Șerban Nicolae, erau oameni foarte vocali, care aveau un punct de vedere bine stabilit și în mintea oamenilor, în mintea socialdemocraților, aveau un loc destul de important. Câteodată însă, cred că și partidele fac greșeli, bineînțeles, conducerile fac greșeli, când se apropie alegerile, atunci când unii ies din rând și comunică liber, este mult mai sensibil și se fac și abuzuri. Nu pot să spun că am fost fericit când am văzut că Cătălin și cu Șerban au plecat. Da, să ascultăm ce spune și domnul Cătălin Rădulescu în legătură cu această situație. Vă ascultăm. Păi, ce să spun? Deci eu am spus de la început că și eu și Șerban, pe domnul profesor Dâncu, de o parte îl considerăm un prieten drag, pe de altă parte ne-a fi dorit ca domnul profesor Dâncu să fi venit mult mai devreme în Partidul Social Democrat la vârf. Chiar eu pot să spun, și o afirm și de fiecare dată mi-asum ce spun, mi-aș fi dorit foarte tare ca domnul profesor să fie președintele Partidului Social Democrat, pentru că foarte multă lume are ce să învețe de la domnul profesor. Sunt convins că domnul profesor ar fi dus traseul Partidului Social Democrat exact așa cum trebuie. Și sigur că și mie și lui Șerban a fost foarte greu după 26 de ani, eu, Șerban, nu știu cât are în Partidul Social Democrat, să plecăm, dar sigur că ne-am supărat. Și aici, domnul profesor are dreptate, e foarte greu la un moment dat să mai înțelegi în momentul în care tu constați că partidul tău nu mai respectă ceea ce a cerut electoratului prin vot. E foarte greu să înțeleg eu, care, de exemplu, eram chestorul Parlamentului, să înțeleg cum a putut ca
conducerea partidului meu să accepte legea ținutului secuiesc să treacă taci prin Camera Deputaților. Pentru mine a fost o palmă extraordinară dată oamenilor din Ardeal, din care domnul profesor face parte. Adică mi-a fost foarte greu să accept acest lucru și sigur că am reacționat. Apoi a venit legea carantinării pe care eu, Șerban Nicolae, Eugen Teodorovici și Preșeanu și alții n-am fost de acord să o votăm, ales că ni se dădea o lege cu o oră înainte în cameră să o votăm și când am citit-o însemna carantinarea de la casă, la mașină, la copii și la neveste și la toată familia. Și ca medic am reacționat și am spus, domnule, nu pute, asta e o lege care este total nedemocratică, ca pe o suspiciune de COVID să carantinez bunurile unui om și familia unui om. Și atunci, asigur, toate reacțiile astea ale noastre, care le-am avut clar noi cu conducerea care era atunci a Partidului Social Democrat, în speță cu Ciolacu și ceilalți, ne-a dus în situația în care suntem. Sigur că ne-a fost greu. Plecăm, ales că acolo avem o mulțime de prieteni, cum e domnul profesor, cum sunt alți oameni de mare marcă. Și ți-e greu să pleci dintr-un loc în care tu crezi că ai, cum să spun, niște aturi, că poți să faci, să aduci un criteriu de performanță, pentru că toată viața ta ai făcut ceva bine, n-ai fost, cum să spun, în comunitatea ta discreditat, ai ajuns să fii discreditat într-un grup parlamentar pentru că te opuneai la un moment dat faptului că mediocritatea era primul criteriu în partid sau pentru faptul că erai vocal și spuneai lucrurilor așa cum trebuie să spună. De asta eu mi-aș fi dorit foarte tare ca domnul profesor să fi fost cu mult timp înainte. Sunt convins că nu exista o epurare de genul ăsta în Partidul Social Democrat. Sunt convins că mulți oameni ar fi fost recuperați, medici, profesori universitari, avocați, oameni de afaceri care chiar când au plecat acum din Parlament n-au înțeles de ce au fost scoși de către domnul Ciolacu și echipa. Eu sunt convins că domnul profesor o să facă treabă pe termen mediu și lung, nu știu dacă acum, pentru că din ce văd eu și exact cum spunea și domnul profesor, echipele, până la urmă tot cei de la organizațiile județene și l-au stabilit, la Argeș, vă dau exemplu, au pus oameni care n-aveau nicio treabă cu PSD-ul, un lider de sindicat, ce poate un lider de sindicat să spună într-un partid social-democrat, chit că, așa cum spunea domnul profesor, de multe ori și eu l-am ascultat cu mare drag, Partidul Social-Democrat în ultimii 4-5 ani, 6 ani de zile, s-au îndepărtat de tot ce însemna relația cu sindicatele și cu patronatele. Nu mai existau departamente de genul ăsta. Consiliul Național n-a mai funcționat de atâta timp. Nu existau departamente în cadrul Consiliului Național. Adică a fost, până la urmă, un fel de prostituție în cadrul Partidului Social Democrat, pe care, până la urmă, și pot să o spun astăzi, chiar și Liviu Dragnea a acceptat-o. Dar pe mine m-a durut foarte tare că în momentul în care unii dintre noi ne-am opus chiar uneori greșelilor președintelui Dragnea, din acel moment, cei care au condus și care conduc acum, și nu fac referire la domnul profesor, că n-are niciun fel de treabă cu asta, au uitat, mă refer la Grindeanu, care atunci când, de exemplu, ni s-a cerut parlamentarilor să votăm printr-o moțiune de cenzură scoaterea lui Grindeanu ca și guvern din ecuație, eu m-am opus chiar dacă eram într-o relație de amiciție cu Liviu Dragnea. Pentru că eu am considerat că mai important pentru mine este să nu fac un compromis în cadrul partidului meu, să nu creez un precedent periculos de a-ți da propriul guvern jos. A, uite că lucrurile astea se uită, nu mai se ține cont de cât de fidel ai fost partidului, cât de profesionist sau cât de moral ești, că până la urmă, na, fiecare am ales să mergem pe un drum. Poate că la un moment dat vom ajunge să fim în aceeași echipă, sigur că asta e un ideal al tuturor. Noi, pe domnul profesor, așa cum am spus, îl respectăm, îl iubim ca prieten și, na, asta e viața. Da. Mergem fiecare cu treaba lui. Eu sper să avem o șansă noi, pentru că vreau să iau ceva ce spunea domnul profesor și notasem, dar am ieșit, că mă gândeam acum, vă dați seama dacă eu mi se duce conexiunea în Pitești, ce se întâmplă cu copilașii care sunt pe dealuri sau prin munți și fac educație online. Spunea domnul profesor de tipul de parlamentar care ar trebui să fie, să intre în Parlamentul României, indiferent de partid, până la urmă. Și eu cred, domnul profesor, că în primul rând ar trebui să fie români. Și când spun asta, spun cu ghilimele de rigoare, adică să țină cu români, să iubească în fibra lor românii mai mult decât orice străin și orice înseamnă lucru străin în România. Pentru că în momentul în care tu ești patriot și tu consideri că țara ta poate să fie partener cu oricine, indiferent că se cheamă comunitate europeană sau indiferent de orice sistem, dar patriotismul trebuie să te ducă în așa fel încât să te bați pentru românii tăi mai mult decât pentru străini. Sau să ceri aceleași lucruri care sunt date străinilor în aceeași parteneriat. Asta nu înseamnă că ești un naționalist rău, că ești un patriot exagerat
sau pentru faptul că îți iubești românii tăi, și cred că ăsta ar fi primul criteriu care ar trebui să existe la un parlamentar. În al doilea rând, cred că ar trebui să fie credincios, pentru că pe zi ce trece constatăm că ajung oameni în Parlament care nu au niciun fel de credință, ori o nație fără credință este o nație pierită, o nație care nu acceptă, de exemplu, cum am propus eu, ca în Constituția României să băgăm ca obligativitate, ca articol în Constituție, ca copiii noștri să roage în școli, să spună rugăciunea, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Văd un lucru bun. Sau să ne respectăm familia tradițională, indiferent că intrăm în conflict cu alții. Și cred că astea ar fi elementele importante și după acele care le-a spus domn profesor legate de profesionalism, de meritocrație, de criteriile celelalte. Dar dacă nu ești român adevărat, adică tu ajungi acolo și constați la un moment dat că tu trebuie să încalci, chiar să strădezi interesul tău național în Parlamentul României pentru că cineva își cere acest lucru, da? Și tu nu reacționezi sau tu nu ești un om credincios să ții la datinile, la limba ta, la tradițiile românești, la tot ce există românesc, eu cred că n-ai ce să cauți în Parlamentul României. Corect. Domnule profesor, pentru că ne apropiem de pauză și nu știu dacă mai puteți rămâne în emisie, aș vrea să vă mai adresez două întrebări. Prima, știți bine că după alegerile din 6 decembrie, președintele României, potrivit Constituției, articolul 103, desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru numai consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor care au o reprezentare parlamentară. Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere Parlamentului pentru lista guvernului și pentru programul de guvernare. Parlamentul va acorda încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Întrebarea mea este, Partidul Social Democrat se gândește ca în perspectiva în care va obține un rezultat bun la alegerile parlamentare, ceea ce sincer eu vă doresc, și să faceți o alianță, nu contează cu cine, v-ați gândit pentru candidatul la funcția de prim-ministru, prima întrebare, și a doua, în contextul în care dumneavoastră s-a tras atenția că atât consilieri, cât și unii primari aleși în urma alegerilor locale nu depun jurământul pe Biblie, așa cum spune Constituția României, adică jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să apăr Constituția și legile țării, independența, unitatea și integritatea teritorială a României, așa să mă ajute Dumnezeu, ce părere aveți, încotro ne îndreptăm? La prima întrebare, ce să spun, deocamdată ați văzut că președintele ne-a anunțat cine va face guvernul. Da, s-a antepronunțat, nu e normal. În viziunea președintelui n-ar mai trebui să facem alegeri, știm cine este, oricum va face o coaliție, a spus-o deja. E Nostradamus deja. Vor trebui să execute, însă de multe ori, cum se spune la noi în Transilvania, la țară, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din tâi. De foarte multe ori, electoratul dă peste cap pe politicienii care fac asemenea prognoze arogante. Cu siguranță că în condițiile în care vom fi pe primul loc și există șanse destul de bune pentru asta, atunci Partidul Social Democrat va veni cu o variantă. Nu am stabilit în acest moment candidatul. Există o echipă mai mare de oameni care considerăm noi că ar putea să fie în această postură. Vom negocia oricum atunci sau pe aproape, vom vedea pentru diversele tipuri de bătălii pe care le avem acum, în 2024 sau mai departe, cine este cel mai potrivit pentru asta. Vom întreba și colegii și cu siguranță că vom avea o opțiune pentru asta. În al doilea rând, ceea ce spuneați este foarte important. Din păcate, înțeleg că, eu nu sunt jurist, dar înțeleg că nu este imperativă în Constituție jurământ, nu este imperativ jurământul pe Biblie, pe Coran sau pe Constituție și încă unii se pot juca cu acest lucru. Ceea ce va fi important în viitor este ceea ce spunea Cătălin. Să putem face, indiferent de partide, să putem găsi o majoritate a românilor. Pentru că circulă și acum o glumă, pornind de la un slogan
a unor partide, un slogan care ține loc de program, pentru că este doar sloganul. Parcă se poartă acum mai mult fără români în funcții publice. Exact. Români în sensul nu etnic, nu cetățeniei, ci chiar în sensul propriu al identității. Sper să avem o majoritate a unor oameni care le pasă de România și care, dincolo de partid, nu vor mai putea face concesii în această perioadă. Cred că criza ne-a învățat și ceva. Nu au învățat toți, pentru că unii se gândesc numai la alegeri și la profitul lor propriu. Dar pe ceilalți, pe majoritatea dintre noi, cred că criza ne-a învățat câteva lucruri. Orice pericol care vine asupra țării ne lovește pe toți în egală măsură. Asta este un lucru important. Solidaritatea este importantă. Noi nu o să putem ieși din nicio criză, nici din pandemie, nici din vreo criză economică sau socială, fără să fim solidari cu românii, să fim solidari între noi. Nu o să ne salveze nimeni. Putem să avem alianțe bune, e important să avem alianțe militare, să fim în Uniunea Europeană. România a câștigat mult din Uniunea Europeană și vom câștiga în continuare dacă vom fi serioși. Dar dincolo de asta, fără să ne păstrăm identitatea noastră și fără să ne păstrăm interesul nostru. Interesul nostru nu se suprapune peste interesele Uniunii Europene, NATO și celelalte, decât parțial. Parțial avem o operă împreună cu cele două mari organizații, dar în mod firesc noi trebuie să ținem cu România. Spunea un reprezentant al școlii ardelene, țineți cu poporul să nu rătăciți. Asta este cea mai simplă, este cea mai simplă modalitate în care te poți ghida din punct de vedere politic. Da. Eu aș vrea să-i din păcate trebuie să intervenim cu un scurt moment de publicitate, dacă ați mai putea după câteva minute să puteți să vă încheiați ideea, ne-ar face o deosebită plăcere. O să mai rămân 10 minute după asta. La mulțumesc mult de tot. Pauză și revenim. Mulțumim. O are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Societatea comercială Telecerna SRL, prin balastiera Rapoltul Mare, stația de asfalt și stația de betoane, vă oferă în Hunedoara și județele limitrofe asfalt și mixturi asfaltice BA16 și BA22,4, precum și o gamă largă de betoane de la B150 la B400. Vă oferim de asemenea prin stația de sortare nisip și sorturi între 0,4 și 0,8, precum și pietriș între 8 și 16 mm sau 16,22,4 mm. Informații suplimentare la telefon 0254 264 038 sau la adresa achiziții.telecerna@yahoo.com. Vă așteptăm!
simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne. Nutriție. Frumusețe. Remedii naturiste. Actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele. Am revenit în studio, stimați telespectatori, după scurt un moment de publicitate și îi mulțumesc încă o dată domnului profesor Dâncu, președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, pentru faptul că a acceptat să mai rămână câteva minute cu noi și cu domnul Cătălin Rădulescu, bineînțeles, și profit de prezența dânsului ca să îl las să-și continue ideile pe care le avea percepute înainte de pauză. Vă rog, domnul profesor. Da, mi se părea că discuția noastră era foarte interesantă și merita să o facem cumva rotundă. Eu cred că, indiferent de ce politică facem, viitorul ar trebui să arate următorul lucru. Că, așa cum spunea Cătălin înainte, cu sinceritatea lui direct așa... Debordantă sinceritatea, care uneori i-a adus și... Ce să mai zic, opinii contrare, dar e foarte bine că e așa. Deci o voce, repet, sinceră și corectă în Parlamentul României. E nevoie de el, opinia mea. În politică, din păcate, nu întotdeauna este apreciată sinceritatea, exact. Nici meritul. Nu mai vorbesc că nici expertiza. De foarte multe ori, strategia mai degrabă, învârteala, descurcăreala, reprezintă metode care... în zona noastră balcanică au funcționat mai bine. Ceea ce va trebui să facem în viitor, cred că va trebui să construim în Parlamentul României, să sprijinim, eu voi sprijini și schimbarea legii electorale, ca pentru următoarea lege să reducem pragul electoral. Nu mi se pare normal ca marile partide să închidă ușa după ele. Sunt țări, de exemplu, cu o democrație interesantă, în care, de exemplu, există posibilitatea ca având un prag electoral foarte jos, în jur de 1 sau 2%, sunt multe partide locale, de exemplu, sau partide regionale, care intră în parlamentele locale sau intră în Consiliul Local. Avem și în România asta. Avem în România, la Târgu Mureș, un partid care este în Consiliul Local, care face în general vreo 7-8%, un partid civic, important. Nu putem, de exemplu, când este peste tot în Europa, astăzi este un imperativ important, cel ecologic. Nu putem să ne avem verzi în Parlament. Astăzi, când se consumă resursele absolut aiurea și fără niciun fel de măsură, iar pe de altă parte, partidele ecologiste, de exemplu, și aici se nimerește că Cătălin în momentul ăsta lucrează la un asemenea proiect, înseamnă și ecologie umană. Înseamnă modul în care faci o coaliție politică pentru viață. Ne uităm în acest moment ce se întâmplă cu acest guvern arogant și cu toate instituțiile puterii din acest moment în care oamenii sunt opriți să meargă, de exemplu, la pelerinaj, în loc să vorbești cu biserica, să negociezi, să faci condiții sanitare. Adică poți să mergi la vot, dar nu poți să mergi la biserică. Asta oamenii n-au cum să înțeleagă și încet, încet se revoltă, deși noi avem un popor foarte blând, un popor chiar tolerant, prea... tolerant. Înțelegător, da, și deci este nevoie o coaliție pentru viață, pentru că una este coaliția pentru care este acum, de exemplu, coalițiile de dreapta se uită numai la cifre, se uită numai la profit și consideră că educația, sănătatea, toate celelalte sunt costuri.
Acestea nu sunt costuri, acestea sunt investiții. Ori o nouă concepție despre politică care va trebui să o aducem în România și care trebuie să o înțeleagă și Partidul Social Democrat ca fiind un partid mare și care câteodată se uită mai ales la pensii și salarii și crede că a rezolvat toate lucrurile. Nici noi n-am făcut multe lucruri pentru familie, pentru femeia singură cu copil, pentru tânăra familie. Sunt multe lucruri care le pot aduce partidele mici. Eu cred că va trebui să găsim o formulă în care să populăm Parlamentul cu mult mai multe partide. Și aceasta este una din lucrările mele, ca să spun așa. Visez la o democrație participativă în care există partide mari, dar nu există, partidele mari nu iau totul. Învingătorul nu ia totul, cum se spune, pentru că asta nu este bine pentru democrație. Cum se întâmplă și după alegeri. La noi câștigă un partid cu 50% plus ceva, aducându-și restul, furând din parlament, parlamentar într-o parte în alta, și el vrea să ia 100% din funcție, 100% din resurse. Deci cred că aceste lucruri sunt foarte multe provocări pentru viitorul Parlament. Îi doresc și lui Cătălin și echipei lui, cu care sunt compatibil din multe puncte de vedere, mai multe decât se pot vedea în acest moment, să reușească cât mai bine. Sondajele arată foarte bine din perspectiva asta în acest moment. Dar oricum, în viitor, cred că trebuie să lucrăm la o platformă care să valorizeze resursele noastre, să promoveze produsele românești, să-i sprijine pe antreprenorii români și să apere credința și cultura română. Da. Pentru că acestea fac parte din noi, sunt partea noastră. Și în rest, să fim toleranți cu toți ceilalți. În rest, să intrăm în colaborările care ne folosesc cu toți ceilalți, dar să încercăm să fim conduși dinăuntru și să fim conduși de oameni inteligenți și responsabili. Aceasta este visul meu și sunt sigur că se va putea și realiza. Trăim vremuri mai grele acum, dar eu am speranța că lucrul acesta îl vom vedea în timpul vieții noastre, cum aș putea să spun. Domnule profesor, mai e un aspect deosebit de important. În perioada 2000-2004, dumneavoastră ați fost ministru în cabinetul Adrian Năstase. Între 2004-2008 ați fost senator. Cele mai importante obiective ale politicii externe românești s-au realizat atunci. Aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. În momentul de față, din păcate, politica externă a României nu mai are nicio prioritate. Cum gândește Partidul Social Democrat din acest punct de vedere modul în care se va desfășura politica externă la nivelul comisiilor pentru politică externă ale Parlamentului, la nivelul comisiilor pentru afaceri europene și, de ce nu, la nivelul guvernului, în condițiile în care dumneavoastră veți fi la guvernare, pentru că știți foarte bine acele derapaje care au existat între reprezentarea României pe plan extern dintre palate, președinte și guvern, respectiv Ministerul Afacerilor Externe sau primul ministru. Deci un lucru care este esențial este și la noi, încercăm să aducem în acest moment, eu vreau să fiu foarte sincer cu dumneavoastră și cu telespectatorii, încercăm să căutăm cât mai mulți specialiști în relații externe. Îi mai avem? Mai avem așa ceva? Avem destui specialiști, oamenii au fost, foarte mulți oameni au fost dați deoparte, unii au plecat în zona privată, unii au fost exasperați de lipsa unei concepții românești de politică externă și atunci s-au lăsat de politică. Deci, în primul rând, noi vrem să constituim la nivelul partidului un departament de relații externe care să fie puternic. Avem oameni foarte mulți din vremea lui Adrian Năstase, avem oameni și din vremea lui Mircea Joana mai încoace care s-au specializat în asta, nu i-am mai găsit acum la partid. Unul din lucrurile pe care vreau să le fac este să încerc să aduc oameni specializați și să refacem echipa noastră care gândea o politică națională în interiorul Uniunii Europene. În momentul ăsta noi avem 80 de milioane. Ba, am văzut, tot ne prezintă președintele și cu Orban, cei 30 de milioane, 80 de milioane. Da, cei 30 de milioane pentru reziliență și reconstrucție. Problema este următoarea. Nu mai avem în momentul ăsta specialiști noi care să facă proiecte pentru asta. Noi nu vom lua acești bani pentru că sunt foarte mulți. Închipuiți-vă că în exercițiul financiar trecut, 2014-2021, noi am reușit să luăm, cred că 34% din bani, finalmente.
all over. Vorbim despre toți banii. 34% am reușit să-i luăm. Și era o sumă mai mică. Vă dați seama acum, când toată lumea se bate pe bani și noi nu avem specialiști. Noi credem că dacă punem la televizor niște planuri, îmi aduc aminte, din păcate, că un fost premier al României, când a apărut un proiect european de mari proiecte, a apărut o secțiune de mari proiecte, a trimis la Bruxelles o listă de 200 de proiecte. Și au râs ăia de la Bruxelles pentru că proiectele respective ar fi trebuit să fie proiecte bancabile, adică proiecte cu studii de fezabilitate, să arate ca un proiect pentru că erau finanțate de Banca Centrală Europeană. Noi am trimis un wish list, o listă de dorințe. Așa aici avem, o listă de dorințe. Va trebui să lucrăm cu toții și să aducem specialiști în proiecte europene, specialiști în medicină, pentru ca să facem politica sanitară, specialiști în infrastructură. Nu știu de unde îi scoatem. Noi o să încercăm să mobilizăm ce avem în zona stângii, dar este nevoie din toate zonele, inclusiv din zona independentă. Trebuie să devenim credibili ca să aducem oameni independenți în partide, fără să le cerem. Eu am propus și mi-au aprobat colegii, o să și punem asta în viitor într-o strategie mai serioasă. Am propus ca să reorganizăm partidul după criteriul membri și simpatizanți, în care simpatizanții au același drept ca și membrii, să fie aleși, dar care sunt simpatizanți de stânga, de exemplu, care nu vor să încurcă meseria lor, sunt profesori sau medici sau și ei nu pot să fie membri de partid sau nu se simt în colectivitatea lor bine dacă sunt membri de partid. Însă, dacă avem cu sufletul și cu inteligența alături de noi, trebuie să-i prețuim și să fie alături de noi. Sunt multe lucruri care trebuie să le facem pentru viitor, pentru că în momentul acesta noi suntem mai degrabă cei care aprobăm ce ni se dă. Deci noi am primit această sumă de 30 de miliarde, dar de fapt asta ni s-a propus. N-am negociat-o cu nimic, n-am adus nimic în plus. Față de alte țări care au luat peste 100 de miliarde și sunt comparabile, ar trebui să mai lăsăm mai jos propaganda. Sper că în viitor vom lăsa politica, sper că și cei care se află acum la putere, indiferent dacă vor fi sau nu, își vor da seama de pericolul în care ne aflăm dacă continuăm cu demagogia și cu propaganda după 6 decembrie. După 6 decembrie, cine va câștiga, va face guvernul, va trebui să se ocupe de aia și ceilalți să participe onest și cinstit la această reproiectare a României în aceste bugete de reziliență și de construcție. Pentru că am văzut, și asta este ultimul lucru cu care vreau să vă mai țin, am văzut, de exemplu, pe un ziar francez acum câteva zile, pe prima pagină, un titlu foarte mare care spunea Macron a dat o bară, ceva, asta era traducerea. În sensul că are 100 de miliarde pentru reconstrucție și reziliență și că nu va putea face proiecte pentru banii ăștia. Dacă Franța, care a inventat birocrația europeană alături de Germania, nu este în stare să-și facă ea proiecte pentru asta, înseamnă că noi vom fi într-un mare pericol dacă nu înțelegem că dacă facem numai politică de genul acesta propagandistică, țara noastră va suferi. În loc să câștigăm ceva din integrarea europeană, mai degrabă vom plăti costul. Foarte corect. Mai am o întrebare. Dacă în urma alegerilor din 6 decembrie, Partidul Social Democrat se va prezenta la Cotroceni cu opțiunea pentru prim-ministru Vasile Dâncu, veți accepta? Este o chestiune care trebuie discutată între noi. Nu acesta este proiectul meu, ca să vă spun foarte sincer. Dar mă rog, proiectul meu n-a fost nici să vin în partid. Aici Cătălin știe foarte bine. Exact. Vedea ce va fi. În principiu, nu este prea posibil acest lucru. Dar cine știe, vom vedea. Nu ține numai de ce ne dorim. Pot noi. Pot să spun și eu ce da, proiectam. Sigur, vă rog. Domn profesor. Deci nu o iau nici subiectiv măcar pentru relația mea de prietenie, dar la deschiderea pe care o are domnul profesor, cu ce ați auzit în seara asta și deschiderea față de alte partide mai mici și deschiderea pe care o are și orizontul pe care îl are domnul profesor vis-a-vis de tot ce se întâmplă în România și în străinătate, vis-a-vis de cum trebuie să existe demnitatea națională, eu vă spun ceva. Eu care sunt acum în Partidul Ecologist și cu mulți colegi din partidul meu, nu există o variantă mai bună pentru PSD decât domnul profesor Dâncu. Restul ar fi variante greșite.
e treaba partidului ce face, dar eu mi-aș dori foarte tare ca domnul profesor să ajungă premierul României și dacă noi ne ajută Dumnezeu să intrăm în Parlament, să putem să-l susținem, să intrăm cu dânsul în guvernare, cu domnul profesor, pentru că sunt convins că țara ar avea foarte mult de câștigat în următorii 4 ani de zile, și țara, și poporul român, și eu sunt convins că poporul și-a reclădit demnitatea națională de care suferă foarte tare acum. Foarte corect. E o opinie sinceră și foarte corectă. Însă, pentru că în momentul de față, domnule profesor, în Parlamentul României nu mai există lideri, nu mai există oratori. Domnul Cătălin Rădulescu a fost în Parlamentul României din 1990, în perioada de provizorat, când erau dezbate cu adevărat pe bază de idei, pe bază de expuneri, atunci când adunarea constituantă avea obligația ca în 18 luni să adopte noua Constituție a României. În 92-96, la fel, am avut lideri deosebit de importanți în Parlament. Radu Câmpeanu, Ion Rațiu, Cornelu Vadim Tudor, Adrian Năstase, nu se mai pune, Crin Antonescu. În momentul de față nu mai avem oratori, nu mai avem lideri. Încă un motiv în plus, ca să revin și să fiu de acord cu ceea ce spune domnul Cătălin Rădulescu, că este nevoie de astfel de oameni care să expună puncte de vedere care să țină de identitatea națională, ceea ce a spus dumneavoastră, de asumarea tuturor factorilor politici, a răspunderii și coagularea tuturor forțelor pentru realizarea interesului național. Modificarea legii electorale e foarte adevărat că e o prioritate care trebuie avută în vedere. Însă îmi mențin și eu ideea că în momentul de față, fără să am nicio tentă de a îl măguli pe domnul profesor, este nevoie de astfel de oameni în Parlamentul României, pentru că nu mai există dezbateri. La fel cum e domnul Cătălin Rădulescu, un om foarte sincer, care spune lucrurilor pe nume, dar a fost interpretat uneori, din păcate, în mod greșit. Chiar de propriul partid pentru care a luptat și, practic, s-a autodefinit cu Partidul Social Democrat. Asta e opinia mea. Dacă domnul Dâncu are altă opinie, îl ascult cu drag pentru telespectatori. No, sigur, un singur lucru mai vreau să spun înainte. Sigur, de dar puteți să stați până la sfârșit, că nu ne face plăcere. Intru într-o conferință cu echipa mea de campanie de la Cluj, le-am promis că după 10 intru și ei au început deja să discute. Dar aș vrea să spun că, de fapt, este nevoia de intelectual, ceea ce spuneați dumneavoastră, nevoia de intelectual în politică. Intelectuali au fost dați afară. Uitați-vă, sunt puțini oameni care și-au făcut studiile la timp. Sunt puțini medici acum în Parlament. Am încercat să aducem noi acum niște medici, profesori pe liste noi. În Parlamentul de acum, deci care nu și-a terminat mandatul, are foarte puțini specialiști, foarte puțini profesori, foarte buni, foarte puțini medici, foarte puțini juriști care și-au făcut studiile la timp. Asta este problema. Trebuie să readucem oamenii cu studii, oamenii intelectuali, să-i readucem în politică. Ei pot să gândească viitorul României. Nu pot să gândească viitorul României doar cei care câștigă alegerile, care au lipit afișe, cu tot respectul pentru toți oamenii care participă la procesul politic. Dar este nevoie de oameni care s-au desăvârșit undeva într-o specialitate importantă a socialului. Au lucrat într-un domeniu al socialului și de acolo pot să gândească asta, ceea ce se întâmplă. M-am bucurat foarte mult pentru discuția din seara asta, o adevărată... Dacă mai aveți un singur minut, vreau să vă mai întreb ceva. Pentru electoratul din județul Cluj, cum și ce ați pregătit dumneavoastră pentru susținerea proiectelor, a programelor acestora în cadrul Parlamentului României? Pentru că dumneavoastră candidați în cadrul circumscripției electorale Cluj. E ultima întrebare și mulțumesc mult pentru amabilitate. Da, avem un program complex pentru județul Cluj. Am adus o echipă în care am un politician cu experiență, în care este președintele organizației Alexandru Cordoș, care a fost chestor al Senatului, cred că îl cunoaște și Cătălin foarte bine. Da, 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 un om foarte bun. Am adus un fost ministru care a fost în mod samavolnic, să spunem așa, dat afară printr-un scandal gândit, Patricio Achimaș, un tânăr care este directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj, o instituție acreditată european, una din puținele acreditate european.
și avem un proiect pentru echilibrarea politică în Cluj. Din păcate, în ultima vreme noi am pierdut foarte mult, pentru că am avut numai președinți parașutați de la București, am avut numai președinți interimari, am câștigat alegerile în Cluj doar în 2014, dar și doar în 2004, când alături de Ioan Rus și Vasile Pușcaș am reușit să câștigăm alegerile în județul Cluj. Am avut un rezultat foarte bun în 2016, dar acum sperăm să refacem această organizație și să refacem legătura noastră cu electoratul. Cred că prin oameni, prin echipa care am adus-o și prin oferta noastră de reprezentare ca ambasadori importanți la București pentru județul Cluj, cred că vom reuși să facem acest lucru la aceste alegeri și în 2024 câștigăm sigur alegerile în capitala Transilvaniei. Chiar vă doresc succes. Dacă domnul Cătălin Rădulescu mai are să vă adreseze, eu știu, vreun mesaj sau vreo opinie, îl rog. Pentru domnul cum să spun, îl susțin în totalitate pe domnul profesor, doresc succes la Cluj și repet încă o dată, mi-aș dori foarte tare ca domnul profesor să ajungă premierul României într-o coaliție de partide, pentru că e o șansă a României și eu sunt convins că cu oameni de genul ăsta și noi, Partidul Ecologist, ne putem apropia din nou de Partidul Social Democrat în condiții în care, iată, aveți un regal de televiziune cu oameni, cu un om care are ce să transmită și un om care poate să facă multe lucruri bune pentru poporul român. Da. Mulțumesc, mulțumesc Capital TV, o seară bună. Mulțumesc, domnule profesor, toate cele bune, succes în alegerile din 6 decembrie, să ne revedem cu bine. Toate cele bune, o seară frumoasă. Rămânem cu domnul Cătălin Rădulescu și l-aș întreba, pentru că de profesie sunteți medic, domnul Rădulescu. Vis-a-vis de modul în care guvernul liberal a gestionat pandemia de COVID-19, dăm timpul înapoi până la instituirea stării de urgență, știm foarte bine că în acel context a existat acea ordonanță numărul 1 din 1999, dată de guvernul Radu Vasile atunci când minerii se îndreptau spre București, iar în concordanță cu articolul 53, eu l-am expus de fiecare dată, din păcate guvernul nu prea a făcut-o și atunci au reieșit foarte multe discuții în legătură cu restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți, ceea ce dumneavoastră a spus la un moment dat, când v-ați opus adoptării legii carantinării, însă 53 îl spune foarte clar. Exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, a unui dezastru sau unui sinistru deosebit de grav. Însă, restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, iar măsura trebuie să fie aplicată în mod nediscriminatoriu, fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății. Dumneavoastră v-ați tot exprimat punctul de vedere, sunt convins, în calitate de medic, dar și de deputat în Parlamentul României, dar haideți să audă și telespectatorii care opinia dumneavoastră, mai ales în legătură cu modul în care guvernul a gestionat această criză a COVID-19. Iată în momentul de față ce pagube poate să producă, în special umane, în primul rând, și v-aș întreba dacă alegerile ar fi trebuit amânate. În contextul actual e clar că vor avea sigur loc pe 6 decembrie. Vă rog. Sigur, dumneavoastră fiind un expert foarte firm, foarte fin în tot ce înseamnă constituționalitate și dreptul constituțional, așa cum vă știu de foarte mult timp, ați dedus foarte bine din ce ați spus, că aici au fost două chestiuni destul de grave. Unu, mă refer la articolul 2 din Constituție, care spune foarte clar că suveranitatea națională aparține poporului român prin, sau care o exercită prin organele sale reprezentative. Și asta înseamnă că, ca să facem o traducere așa liberă, că poporul în momentul în care îți dă un mandat, nu înseamnă că tu cu acel mandat faci ce vrei tu. Și trebuie să faci ceea ce vrea poporul, nu ce vrei tu. Deci tu nu poți să primești un mandat de la popor, indiferent că ești Parlamentul României sau Guvernul României, după care tu, împotriva poporului tău, să iei măsuri, începând de la, eu știu, măsuri disproporționate, până la
așa cum spuneați noastră, măsuri care țin de restrângere de drepturi și libertăți ale omului. Și acum hai să explicăm un pic de ce eu am spus că tot ce a fost până acum au fost și măsuri nebunești și disproporționate în același timp. Și când spun asta, mă refer la închiderea și blocarea economiei, la închiderea educației și a posibilității copiilor să facă educație normală și transferarea acestei educații în sistem online la care foarte puțin pot să aibă acces, la distanțarea socială, la obligativitatea purtării măștilor la toate vârstele și care poate să ajungă, sigur, până la obligativitatea vaccinării. De ce am spus că toate măsurile s-au fost disproporționate? Pentru că eu, așa cum dumneavoastră ați spus foarte bine, la sfârșitul lunii februarie am ieșit public și sigur că am fost sancționat prima dată de partidul meu, dar vreodată trebuie să explice partidul electoratului de ce au făcut astfel de lucruri. Și am spus că în luna februarie, că nu era niciun caz în România, România trebuie să-și închidă granițele, trebuie să securizeze granițele și niciun om nu trebuie să intre în România fără să fie testat, carantinat, izolat și tratat. Dacă atunci când eu am ieșit public se întâmpla lucrul ăsta și din partea guvernului, dar și din partea PSD-ului, care a crezut că prin această ieșire publică a mea am atacat cumva oamenii din diaspora care fugiseră 1,5 milioane de oameni din anumite țări, asta a fost o eroare pe care au făcut-o, pentru că în acel moment eu am tras un semnal de alarmă. Dacă se făcea în acel moment acest lucru, vă garantez că în România nu existau sau poate existau foarte puține cazuri. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vă spun câteva din chestiunile care reprezintă minciunile sistemului medical și când mă refer pe de o parte la Organizația Mondială a Sănătății și la sistemul medical, la tot ce a însemnat transmiterea unor mesaje în media către poporul român ca să inducă frică, teamă, probleme psihice în populație care pot uneori să aducă chiar la, sau adus în alte țări, la sinucide. Exact. Și să luăm în ordine, că mi-am și notat ca să vi le spun pe rând, pentru că mi-am făcut o sinteză cu aceste lucruri. De exemplu, au spus că SARS-CoV-2 este foarte contagios. Și am studiat în decursul timpului și pot să vă spun că e una din primele minciuni care a fost aruncată pe piață, pentru că, de exemplu, rujeola este mult mai contagioasă decât SARS-CoV-2. Rujeola, de exemplu, poate să infecteze o persoană bolnavă de rujeolă 20 de persoane, în timp ce o persoană cu COVID poate să infecteze 2-3 persoane. După aceea au spus că este un virus nou. O altă minciună pe care au aruncat-o pe piață, pentru că în decursul timpului au fost o mulțime de alte viroze și vi le spun acum, de exemplu, în 57 a fost H2N2, în 68 a fost H3N2, în 2003 a fost SARS-CoV, în 2004 H5N1, în 2009 H1N1, în 2012 MERS-CoV și nu mai spun de virusul gripal sezonier pe care îl avem în fiecare an, în fiecare țară. După care au spus că nu avem un vaccin. Păi nu am avut vaccin la niciunul dintre aceste viroze pe care vi le-am spus până acum. Dar populația a trecut prin astfel de viroze fără să se instituie un sistem pandemic cu restrângeri de drepturi și libertăți, așa cum s-a întâmplat în România. S-a spus ulterior că acest virus contagios este mortal. Iarăși un mare fals. Și vă spun acum că am luat de exemplu ce s-a întâmplat anul trecut în România, și anume că într-o comparație cu gripa, deci o viroză gripală normală, sezonieră, anul trecut, în 2019, da, au fost 420 de milioane de oameni infectați și 270 de mii de decese. Față de acest virus care există în România din februarie și până acum, unde sunt la nivel mondial 860 de mii de cazuri și 40 de mii de decese. Adică toate aceste lucruri aruncate pe piață de către un sistem care cred eu că în primul rând și-a dorit ca să instituționalizeze un test și anume cât de tare poți să restrângi drepturi și libertăți ale românilor, cât de tare poți să induci frica în rândul populației, făcându-se lucruri care, de exemplu, sigur că eu am ieșit public și eu și Șerban Nicolae și Liviu Peșoianu și alții,
cum s-a întâmplat, de exemplu, cu carantinarea persoanelor în vârstă din luna martie încolo, când vă aduceți aminte că erau scoși ca la Auschwitz între ora 12 și 1. Până la 1 nu mai au avut, momentul ăla. Adică, cine-ți permite ție guvern sau parlament ca tu să iei măsuri împotriva poporului tău, atâta timp cât tu ai primit un mandat de la poporul tău și acest mandat trebuie să fie un mandat consultativ, așa cum ați spus foarte bine. Adică tu trebuie să-ți consulți poporul dacă el vrea să ia astfel de măsuri împotriva lui. Tu nu poți, nu ești, cine ești tu ca să-ți permiți ca politician, ca parlamentar, ca membru al guvernului sau ca guvern să iei măsuri împotriva guvernului care ți-a dat mandat, împotriva poporului care ți-a dat mandat. Da. Înțelegeți? Adică lucrurile astea sunt de o gravitate fără seamă. Eu cred că la un moment dat cineva, pentru că și în istorie s-a întâmplat lucrul ăsta și n-a scăpat nimeni, cineva va răspunde pentru toți care au murit în România, mă refer la România în momentul de față, pentru toți oamenii bolnavi cronici care beneficiau de tratament, mă refer la bolnavii de cancer, la bolnavii cu diabet zaharat sever, cu insuficiență renală cronică, cu bolii cardiace severe și care în momentul în care acest COVID a fost aruncat pe piață în România și s-a stabilit aceste măsuri prin stare de urgență, prin stări de alertă, da? Acestor oameni pur și simplu s-au luat dreptul la viață. Pentru că în momentul ăla spitalele s-au închis și acești oameni care erau bolnavi cronici și trebuiau să beneficieze de tratament, ei n-au mai putut să beneficieze de tratament. Cine răspunde pentru viețile lor? Cât de simplu este acum ca partidele astea parlamentare, acum pot să mă desfășor că nu mai e domn profesor de față, ca partidele parlamentare să ceară votul românilor când ei în tandem dreapta cu stânga, da? Dreapta cu stânga sunt la fel de vinovați. Pe de o parte dreapta, mă refer la PNL, USR, PMP, pentru că au acceptat ca să restrângă drepturi și libertăți, sunt responsabili de viața oamenilor, a românilor care au murit, pentru că n-au beneficiat de tratamentul de care trebuia să beneficieze în urgențe și pentru tratamentul pe boli cronice, sunt responsabili de oamenii care au murit și care au fost etichetați ca decedați prin COVID, pentru că s-a mai făcut o mare, o mare infracțiune, o numesc eu, de care cineva va trebui să răspundă. Faptul că nu s-a permis autopsierea decedaților. Da, și s-a stabilit că fiecare om care murea, deci la un moment dat ajungeai în spital, erai tratat, da? Deveneai chiar negativ, îți făceai testul, deveneai negativ și dacă, Doamne ferește, după aceea făceai un infarct după o lună de zile din cauza că aveai o boală cardiacă, erai trecut ca decedat cu COVID. Ei, toate chestiunile astea sunt infracțiuni, pentru că falsul în declarații, în înscrisul, tot uzul de fals, sunt infracțiuni. Cineva trebuie să răspundă. Nu poți să obligi medicii să treacă bolnavul ca fiind decedat dintr-o cauză când el a decedat din altă cauză. Sau niciodată în lume, singurul care poate să stabilească cauza unui deces este autopsia. Deci faptul că nu s-au făcut autopsii și că s-a cerut printr-un ordin ministerial chestiunea de genul ăsta, eu spun că la un moment dat parchetul general, dacă există oameni care sunt și care țin la poporul ăsta, trebuie la un moment dat să se autosesizeze și cineva trebuie să răspundă, pentru că au murit oameni, cum să spun, care nu trebuiau să moară. Corect. Nimeni nu e responsabil, poporul român nu este responsabil de faptul că un sistem medical nu a putut să facă față. Poporul român nu este responsabil de faptul că un sistem medical nu a avut paturi în terapie intensivă. Pentru că poporul român a dat un mandat unor oameni care au ajuns în Parlamentul României și au format un guvern ulterior și care trebuiau să fie responsabili de sănătatea publică, așa cum a spus dumneavoastră. Așa scrie în Constituția României. Este un drept al poporului român. Un drept constituțional. Așa este. Însă totuși... Unde e sănătatea publică de care au beneficiat? Și de ce totdeauna eu am acuzat PSD-ul și am spus românilor că trebuie să dea un vot de blam inclusiv PSD-ului pe lângă dreapta și să încerce să voteze partide mici acum, cum e Partidul Ecologist, care e un partid naționalist de oameni patrioți, care simte exact cum simt ei și să dea un vot de blam inclusiv PSD-ului. Și de ce? Pentru că PSD-ul a făcut cel mai mare rău. Erau la guvernare, poporul român le-a dat un mandat în 2016, au avut guvernul PSD și oamenii din PSD, împreună cu Victor Ponta de la Pro-România, da, au dat jos guvernul PSD și l-au înlocuit cu guvernul PNL, ca ulterior să voteze tot ce a vrut PNL-ul. Păi nu sunt responsabili în fața electoratului lor, ci în fața românilor care i-au votat.
Așa ar trebui să fie. Pentru faptul că dacă vor să propună măsuri sau să facă măsuri pentru popor, trebuia să rămână la guvernare. Să demonstreze, nu să spun acum, să demonstreze ei că pot să facă în pandemie mult mai bine decât au făcut partidele de dreapta. Dacă spun, de asta am spus că a fost un tandem, un blat făcut între aceste partide. Exact, asta vreau să vă întreb. Exact cum spunea profesorul Dâncu, cred că românii mai degrabă trebuie să se orienteze spre alt gen de partide. Niște partide mici, naționaliste și patriote, în care sunt oameni patrioți care gândesc ca ei. Vă mai dau un exemplu, domnul Titi. Există o lege pe care a inițiat-o Șerban Nicolae și care am semnat-o și noi și care a fost și inițiativa Partidul Ecologist Român, o lege prin care 25 de ani se interzice ca niciun lemn să nu mai iasă din România. Știți că de 3 ani de zile Partidul Social Democrat conduce Camera Deputaților, o ține la cutie și nu o scoate? Păi interesul cui îl susține Partidul Social Democrat? Dacă erau români adevărați, cum am spus eu, și țineau cu poporul român și cu țara asta și cu neamul românesc și cu bradul strămoșesc, de ce nu făceau legea asta așa cum puteau să facă într-o lună, în două luni, că atunci când au avut interes să facă niște legi, l-au făcut în două luni. Și țin o lege de asemenea importanță ca să se devalizeze cât mai mult din pădurile României. Foarte de asta am acuzat totdeauna și am plecat dintr-un partid în care eu am simțit, și eu și Șerban și Liviu Preșoianu și alții, că nu ne mai reprezintă pentru că și-au înșelat propriul electorat. Și-au înșelat primarii, și-au înșelat propriul electorat, dându-se jos pe ei ca să lase partidele de dreapta la putere. Cum să mai vii în fața poporului acum? Ce să spui? Ți s-a dat un mandat în 2016. De ce n-ai continuat acest mandat până la sfârșit să faci măsurile bune pe care le-am propus noi în 2016, că de asta ne-au ales românii cu 48%? Deci, exact. Vedeți, asta este minciuna ce spunea și noastră. Prea mulți mincinoși în Parlamentul României, prea exact. Mulți oameni care n-au treabă nici cu românismul, nici cu poporul român, ci numai cu interese de grup și cu interesele lor familiale sau de gașcă. De a conduce un partid, așa face. Apropo de asta, ați asistat în Parlamentul României în acest mandat la două situații inedite. Prima, ca un partid să-și dea jos propriul guvern, cum a spus și dumneavoastră la guvernul Grindeanu, și doi, ca o moțiune de cenzură introdusă de Partidul Social Democrat să nu aibă quorumul de a fi dezbătută, ca să nu mai spun votată. La fel, credeți că a existat un blat între PNL și PSD și atunci? Bineînțeles, pentru că aici a fost și, cum să spun, momentul în care ei au ales să mă excludă pe mine, pentru că eu eram în spital, deși i-am trimis și lui Ciolacu, și lui Grindeanu, și lui Paul Stănescu, și organizației de la Argeș, motivele pentru care eu eram în spital în acel moment, inclusiv computerul tomograf cu CT-ul făcut de mine, RMN-ul și toate celelalte chestiuni, la ora 5 ne-au dat mesaj ca să participăm la moțiunea de cenzură, la dezbaterea moțiunii și la vot, și ei la ora 4 au plecat deja din Parlament pentru că nu au avut vorul. Deci vă dați seama ce blat nenorocit, adică eu trebuia să vin la 5, dar ei la ora 4 n-au putut să țină ședința de moțiune de cenzură pentru că făcuseră aranjament să nu vină oameni din PSD ca să nu fie quorum, și atunci au găsit momentul important ca oameni care erau vocali împotriva conducerii și împotriva oamenilor care pe parcursul acestui an de zile au demonstrat faptul că făceau un blat cu PNL-ul să execute anumiți oameni. Ca pe vremea staliniștilor, când se făceau execuții. Când intelectualitatea de vârf care comenta într-un sens sau altul, dar în favoarea poporului român, era epurat. Asta a fost momentul. Deci ați dedus foarte bine momentul ăsta. Da. Ați fost un om extrem de devotat Partidului Social Democrat. Vă pare rău în momentul de față că nu mai faceți parte din acest partid? Și doi, dacă vă gândiți în perspectivă să vă reîntoarceți în Partidul Social Democrat dacă vi se propune? Nu, hai să vă spun ceva. Mi-a fost greu să plec din Partidul Social Democrat după 25 de ani. Însă, în Partidul Ecologist Român am găsit o echipă și o echipă care s-a alăturat în această perioadă, 90% de oameni noi în politică, dar toți intelectuali, oameni de calitate și cu o calitate desăvârșită, mergând pe următoarele principii pe care noi le-am stabilit de la început. Unul, să fie atașat poporului român. În primul rând, să fie român, să dorească din toată fibra simțirii lui să țină cu români. Deci să fie patriot. În al doilea rând, să fie credincios. În al treilea rând, să țină cu tot ce înseamnă resursele acestei patrii. Să nu-și dorească sau să lupte ca aceste resurse să mai
plece sau mai să fie vândute la Galantar de oamenii politici. Și când mă refer la asta, mă refer la orice înseamnă lucru românesc. Cum e cecul, de exemplu, banca cec, banc pe care nimeni, toți vreau să o vând acum. În loc să se gândească să deschidă filiale, cum am propus noi, în toate țările astea unde sunt comunități de români, să faci un brand din Czech Bank, cum fac alții din băncile lor, da? Noi și pe asta vrem să o vindem. Cum vrem să vindem și portul către olandez, cum vrem să vindem și resursele naturale, ăstea sunt criteriile care ne-au adus împreună, deci nu-mi pare rău că am plecat din Partidul Social Democrat, mi-a părut că am stat prea mult într-un partid și în momentul în care de fiecare dată am țipat împotriva blaturilor și a lipsei de meritocrație și a pusului în funcții de rubedenii și de tot felul de amantlâcuri și tot felul de personaje de genul ăsta care aveau nicio treabă și care ne făceau de râs și din cauza căruia trebuia să spunem când mergeam la televiziune, dar de ce l-a spus domne pe la ministrul economiei sau pe la nu știu ce? Și n-aveai ce să spui în momentul ăla de față. Da? Acești oameni care și-au bătut joc de acest partid ne-au făcut pe noi să plecăm pentru o structură în care am găsit alt gen de oameni, în care nimeni nu e lider, în care nu există partid de lider, ci partid de lideri. Și liderul nostru suprem, am stabilit de la început și va fi totdeauna când voi fi eu în partidul ăsta, este poporul român. Noi nu avem alt lider. Nu vrem să avem lider. Singurul lider al Partidului Ecologist Român este poporul român. Pentru că este cel care trebuie să este suveran și cel care trebuie să hotărească el ce e bine pentru el. Nu politicienii trebuie să stabilească ce e bine pentru un profesor, pentru un medic, pentru păduri, pentru biserică. Ei trebuie să ne spună nouă ce să facem în Parlamentul României pentru ei ca să fie bine. Noi nu ne-am dus acolo să nu se duc partidele în Parlamentul României să facă ce cred ei de cuvință. Ei trebuie să meargă acolo să facă ceea ce este bine pentru poporul care i-a trimis. Da. Asta este lucru care ne detașează și ne depărtează de partidele astea clasice și din cauza cărora noi am plecat foarte mulți în această platformă naționalistă, pentru că eu cred că dacă 60% din populația României n-au votat la alegerile locale și au simt o speranță în Partidul Ecologist Român în oamenii care le vorbesc, atunci va ieși din nou acea luminiță pentru ei ca să nu mai plece din țară, să creadă încă că pot să existe oameni care să țină cu ei, să lupte pentru ei. Pentru că oamenii sunt debusolați, oamenii sunt, cum să spun, nu mai văd ce se va întâmpla cu ziua lor de mâine. Unii sunt bolnavi acasă, alții sunt fără bani, alții s-au terminat afacerile, alții nu înțeleg cum pot să facă educația copiilor online, alții sunt bolnavi cronici care nu au acces în spitale. Vă dați seama ce situație este această țară? Această țară, așa cum îi place lui Iohannis, se spune că este o țară, cum spunea el, normală. Da, păi România normală, da. O țară normală. Da. Ce programe și ce proiecte aveți în vedere pentru județul Argeș în timpul mandatului dumneavoastră de deputat 2020-2024? Domnul Titi, am exact programul și proiectele pe care PSD-ul nu le-a făcut 4 ani de zile și care unele dintre ele mi le-a blocat chiar mie personal. Adică, acum eu am criticat chestiunea asta și când a venit premierul României și ceilalți la ședința de partid din Partidul Social Democrat în Argeș și am spus că ar trebui să-i întrebe de ce au mințit populația și au cerut votul acum 4 ani de zile, noi toți. Și de ce după 4 ani de zile venim, când eram încă Partidul Social Democrat, să cerem votul populației atât timp când noi n-am făcut absolut nimic în județul Argeș. Ba mai mult, am fost dintre noi care am început niște proiecte, cum am fost eu, care am adus Comisia de Transporturi și Infrastructură ca să voteze modernizarea Transfăgărășanului. Vă dați seama, Transfăgărășanul, o frumusețe mondială acestei nații, și care 6 luni de zile pe an, timp de 29 de ani, este închis și 6 luni funcționează. Și atât de greu le-a fost când am început acest proiect eu, sau așa de ușor le-a fost, de modernizarea Transfăgărășanului, ca 12 luni pe an să rămână deschis, să se poată face turism acolo, pârtii de schi pentru oameni, ca să îmblocheze inclusiv acest proiect pentru că îl făcusem eu. Asta au făcut, inclusiv cu proiectul Moliviș de pârtii de schi. N-au făcut nimic. Practic, în județul Argeș, acum 4 ani de zile, toate drumurile naționale erau nemodernizate. Nu exista stadion modernizat în Pitești, sală de sport polivalentă, nu există niciun fel de parc industrial, nu există niciun fel de acuaterme, nu există centura de vest a Piteștiului, nu există Pitești-Craiova, Pitești-Sibiu, ca autostrăzi, nu există modernizarea Transfăgărășanului și nu s-a întâmplat în 4 ani de zile nimic.
Dar PSD-ul cere votul în continuare a ceșenilor pe minciuni și pe promisiuni. Da. Și eu sper că românii, de data asta, înainte să meargă la vot, se vor gândi de două ori dacă mai pune ștampila pe astfel de partide parlamentare sau își aleg o altă variantă de partid. De oameni care atunci când spun ceva, spun și fac. Credeți că va veni lumea la vot în data de 6 decembrie? E, asta e o întrebare foarte bună. Aici sunt multe probleme, să știți. Deci eu cred că, pe de o parte, foarte mulți oameni deziluzionați de partidele de dreapta și cum au gestionat această pandemie sub orice critică și cu morți și cu durere și cu multe tragedii familiale și cu afaceri pierdute, nu vor merge și vor sabota votul împotriva acestor partide de dreapta, pentru că toți sunt la fel de vinovați, și PNL și USR și PMP. Pe de altă parte, eu cred că oamenii în vârstă din care votau PSD-ul datorită temei pentru ceea ce se întâmplă și faptul că s-ar putea îmbolnăvi, și ați văzut, a spus dumneavoastră foarte bine că cazurile înainte de alegerile locale erau unele, după alegerile locale s-au mulțit foarte tare, și pentru această teamă s-ar putea ca electoratul în vârstă al PSD-ului să nu se prezinte la vot. Dar eu sper ca noi, de exemplu Partidul Ecologist Român, să ne aducem votanții noștri la vot. Dacă noi reușim, de fapt cine va reuși să se aducă votanții lor la vot, eu cred că ei vor avea câștig de cauză. Mi se pare pe de altă parte, sper, pe de altă parte sper, am văzut și mesajul Bisericii Române, și pentru că eu sunt nepot de preot, cu un bunic asasinat de comuniști și un unchi preot asasinat de securitate în 87, și pentru că fac parte dintr-o generație în care 10 generații la rând au fost preoți, sunt un tip foarte credincios și cred în credință, așa mi-a învățat și copilul meu de mic să se închine de când a fost mic și în continuare să creadă, eu cred că credincioșii din România, da? Ortodoxismul din România, biserica și lumea care crede și care are speranță în biserică, vor penaliza acest USR nenorocit care și-a permis să jignească biserica, să jignească credincioșii români, ortodoxii români, da? Să se opună tuturor măsurilor pe care le avea biserica, să ceară închiderea bisericilor și să refuze să boteze pe Biblie. Eu sper că românii adevărați, așa cum spunea și profesor Dâncu, trebuie să dea un exemplu de data asta și să iasă împotriva acestui partid care nu are niciun fel de treabă cu românii. Dacă vă uitați pe listele lor, spunea profesorul Dâncu foarte bine, dacă vă uitați pe listele lor, 99% veți vedea numai Sadler, Madler, Ahmed și alte nume de genul ăsta. Nu veți vedea un nume de român. Așa este. Pentru că mai avem decât 2 minute, v-aș întreba și v-aș ruga să vă adresați electoratului din Argeș. De ce ar trebui să voteze pe 6 decembrie Cătălin Rădulescu, locul întâi Camera Deputaților, Partidul Ecologist Român? Păi, eu mă adresez argeșenilor care știu că mă prețuiesc și primarilor din PSD chiar, care știu că am fost alături de ei în acești 8 ani de zile. Electoratului argeșan și argeșenilor care știu că m-am bătut pentru fiecare proiect în Argeș, nu ca ceilalți care au mințit și și-au făcut treburi personale și familiale, așa mai departe. Pe mine știu unde să mă găsească argeșenii, stau în același apartament de când am plecat, de când am intrat în Parlament. N-am niciun ban în cont, deci nu m-am dus în Parlamentul României să fac ceva, interese personale sau pentru familia mea. M-am dus să mă lupt pentru argeșeni, așa cum mă voi lupta în continuare, și eu cred că argeșenii au încredere în oameni sinceri, în oameni care sunt credincioși, în oameni care doresc binele argeșenilor și care se luptă pentru județul lor și care spun adevărul de fiecare dată când trebuie să spună. Da, eu vă doresc succes, dar totuși am o întrebare, deși nu mai e timp. Vă doresc succes în data de 6 decembrie. Este nevoie în continuare de vocea dumneavoastră și de atitudinea dumneavoastră sinceră în Parlamentul României. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Bună seara, sper să ne revedem cu bine. Eu vă mulțumesc și ne revedem cu mare drag. Multă sănătate, toate cele bune. Succes încă o dată pe 6 decembrie, domnule Cătălin Rădulescu. Toate cele bune.